așează acest atac. O pasă greșită dată de Ait Adman, interceptează Tandia, golgheterul celor de la Sepsi. 3 contra 3 pe acest contraatac. Tandia intră în careu. Tandia alege varianta unei mingi trimise sus, a tras la poartă de carul lui Sepsi, deși era acolo Simonovski foarte bine poziționat și aștepta atacantul lui Neagoe. O minge trimisă pe jos, tare, e adevărat, dar pe jos. Cât de frumos l-a depășit acolo Tandia pe Klimavičius. Lituanianul s-a temut să intervină decisiv pentru a nu-l faulta pe mijlocașul ofensiv al gazdelor. Nu a fost departe de deschiderea scorului aici Biraima Tandia. Am văzut însă de pe margine cum Neagoe îl certa prin gesturi pentru faptul că nu a centrat. Tandia este totuși golgheterul lui Șepși, un om cu randament excelent. A, 9 goluri și în afara celor 9 goluri a dat și 5 pase decisive de carul gazdelor. Ali scapă ușor mingea de sub control, revine însă și este faultat de Yasin Hamed, cel care a intrat și a marcat în runda precedentă cu FC Voluntari. O prestație palidă a echipei lui Neagoe, care a egalat la un moment dat, dar imediat ultima clasată din Liga 1 s-a distanțat, s-a ajuns la un moment dat ca scorul să, ca tabela să arate 4-1. Înțelegem că analizezi meciul și acționezi imediat. Pariază pe următorul gol, următorul corner, următorul cartonaș și închideți pariul când vrei. Pariază live pe Unibet. Revedem ocazia lui Tandia, deocamdată Șepși și Dinamo la egalitate 0-0 între timp. S-a chinedat Nasser Ali. Vom vedea imediat dacă poate continua jocul fotbalistul albanez. Iată, e scos în afara terenului. Rezerva lui și astăzi este Jordan Mastău, fostul junior al lui Liverpool, care a debutat în partida cu Iașiul. După ce l-a intrat pe teren, Ali a fost avansat la mijlocul terenului. Se pregătește McDermott să repună mingea în joc. Au fost vreo 2 minute de întrerupere pe arena din Sfântul Gheorghe. Aici prinde mingea pe exterior și aproape să o trimită în aut de margine. Jadi, o poziție bună mijlocașului lateral al lui Dinamo. Mircea Rednic probabil se gândește la foarte, foarte multe lucruri. A spus în mai multe rânduri că în această iarnă a lucrat și la proiectul pentru sezonul viitor. Nu e vorba doar despre forțarea accesului în play-off, e vorba și despre ce se va întâmpla cu Dinamo de la vară, încolo, dincolo de granițele acestui campionat. Pasează Jadi, lasă bine mingea Zenche pentru Sorescu. Din nou Zenche a oferit un assist la meciul cu Iașiul. Centrează, îl caută pe Matia Montini. Jadi este acolo. Montini a atacat prima bară, s-a descurcat foarte bine Gabriel de Moura. Yasin Hamed încearcă trecere care îi reușește, dar doar într-o primă fază și a depășit adversarul direct, însă mingea a fost recuperată de Dinamo. O dinamică mai bună pentru echipa lui Mircea Rednic, din ce am văzut în partida cu Iașul, din ce încearcă să joace Dinamo și în acest start de întâlnire. Pe undeva normal s-au schimbat multe lucruri, a fost perioada de pregătire destul de sudat pe echipa lui Rednic, deși jucătorii n-au venit toți odată, au venit în valuri, au plecat mulți, au venit foarte mulți, chiar și în ciuda acestor convulsii. Dinamo încă mai trage speranțe că poate prinde play-off-ul. Un șut acum foarte bun al lui Ricardo Grigore, ce bună e și intervenția lui Nițului. Foarte interesantă execuția, vom vedea cu siguranță și relori. Vedem două echipe hotărâte în startul acestei partide, este 1-1 la capitolul ocazii, în duelul dintre Șepși și Dinamo. Șepși, o formație care a obținut 19 puncte pe teren propriu în acest sezon, se află pe locul 3 într-o ierarhie a meciurilor jucate acasă, în prima ligă a României. Dinamo nu strălucește însă la capitolul meciuri în deplasare.
O singură victorie pentru formația pregătită acum de Mircea Rednic și aceea obținută în prelungiri din penalti în duelul cu FC Voluntari atunci când marca un gol de 3 puncte Diogo Salomao. Dinamoviștii forțează din nou Aitatman la conducerea jocului formația oaspete. Pasează Nistor către Zenchi, a intervenit acolo Daisuke Sato și a fost faultat. A început pozitiv din partea trupei lui Rednic. Revedem execuția lui Ricardo Grigore. Distanță mare, dar șutul foarte bun. Niciun gol în acest sezon pentru fundașul central. Unul dintre puținii jucători lui Dinamo rămași dintre cei care au început această stagiune. Va fi mai bun decât Nedelcearu promitea Gabriel Răduță, cel care conduce centrul de copii și juniori de la Dinamo. Bine, asta ca și când Nedelcearul ar fi fost așa vreo lumină orbitoare. Da, dar e ultimul produs al Academiei care s-a impus cu adevărat la prima echipă, probabil în acest sens. Sigur că mai e un fotbalist tânăr pe bancă, tot din compartimentul defensiv, tot produs al lui Dinamo, Denis Ciobotariu. Poate și pe el îl vom vedea curând de titular. Iată aici o pasă pentru Yasin Hamed, aflat în duel cu Nasser Ali. Acesta întoarce pentru Gabriel de Moura. Centrare cu stângul a brazilianului. Minge este respins de Klimavičius. Da, el a fost, continuă atacul gazdelor. Se cere un offside și da, s-a ridicat Fanionul la poziția lui Simonovski. Da, sunt emoții pentru defensiva dinamovistă în momentul în care mingea ajunge la Tandia sau la Simonovski, aici de carul gazdelor. A grăbit puțin faza, n-a apucat să se retragă suficient. Marco Simonovski degajează McDermott. Osman Viera, foarte mulți jucători în ambele echipe la limita suspendării. Dinamo, chiar dacă nu mai are foarte mulți oameni dintre cei care au început sezonul, sunt acolo Nistor Grigore și Sorescu la limita suspendării. Și urmează meciul cu FC Botoșani de pe teren propriu din runda următoare. La Sepsi lucrurile stau și mai rău. Usman Viera, Daisuke Sato, Vele, Vajvari și Simonovski. Fiecare cu câte trei cartonașe galbene aici. Jocul e lăsat să continue, deși Tandia a cerut o lovitură liberă. Probabil un penalti pentru că a căzut undeva în interiorul careului, dar contactul apărut a se produce în afara suprafeței de pedeapsă. Ridică-te, a fost semnul clar, mesajul clar al arbitrului Sebastian Colțescu pentru Tandia. Mircea Urbulescu și Bogdan Gheorghe sunt asistenții lui, arbitru de rezervă este Ionuț Coza. Întoarce aici balonul Daisuke Sato pentru Nițui. Și blochează acolo degajarea Montini. 6 goluri în dreptul italianului. Triplă contra Craiovei, dublă împotriva Iașului. Un al șaselea gol înscris contra celor de la Viitorul. Un bilanț excelent pentru el. Da, golul cu Viitorul practic n-a contat, deși venea la 1-0 pentru Viitorul. A fost singurul gol care nu i-a dus nimic lui Dinamo. Viitorul s-a impus cu 4-1. În fața Craiovei a fost 3-0, cu toate golurile marcate de Montini. Etapa trecută tot 3-0 cu Apoliaș, cu dubla italianului. Ricardo Grigore se întoarce frumos, să-l vedem aici pe Pali, joacă aproape cu Jadi în dreapta, este Sorescu. Jadi destul de târziu îl vede pe jucătorul reprofilat, fundaș lateral, o centrare direct la adversar al lui Dejan Sorescu. Hamed, fost jucător la CFR Cluj, încearcă să lanseze pe Simonovski. Ce final de 2018 pentru Marco Simonovski, cu o dublă contra Dunării Călăraș și în deplasare, apoi gol acasă în meciul cu Concordia Chiajna. Zenche încearcă să-l lanseze acolo pe Jadi. Viera intervine, vine din spate Nistor. Extrem de importante intervențiile lui Usman Viera. Părut a fi fost jenat înainte de cea de-a doua intervenție. Jocul continuă. Dejan Sorescu, o trecere ce se dovedește a fi inutilă pentru că mingea este respinsă de Igor Jovanovici, fundașul central cu cetățenie germană.
Repunere din margine pentru Dinamo. Se joacă într-un ritm bun, chiar dacă sunt greșeli și de o parte și de cealaltă. Vedem două echipe care încearcă să joace cât mai repede. Stadionul aproape plin, așa cum era firesc la o astfel de partidă. Revedem duelul de acolo din marginea careului pe care Tandia îl duce cu doi adversari. Discutabilă intervenția lui Sorescu, dar totul s-a petrecut în afara careului mare. Nu putem spune că este o fază foarte importantă în economia acestui joc. A apărut că s-a dezechilibrat singur Tandia după un contact cu mingea. Acum e lovitură liberă pentru Sepsi. Final de prim sfert de oră, 0-0 la Sfântul Gheorghe. În singurul meci de astăzi din Liga 1, într-o etapă dominată de partida de mâine seară, cea dintre Craiova și CFR Cluj la ora 21. Mâine sunt 3 partide în Liga 1. Prima dintre ele la Călăraș la ora 12. Ultimul meci al rundei se joacă luni. E FCSB Hermannstad. Tot luni joacă și Botoșaniul. Repunerea lui Gabriel. Recuperează Jati, dar nu reușește să combine cu Nistor. Tandia este blocat. Zenche reușește cumva să-l blocheze pe Jovanović. Controlează bine mingea. Zenche ne promitea că vom vedea în acest an un alt fotbalist, Simon Zenche. Nu a venit pregătit fizic la Dinamo, a fost adus pe parcursul sezonului de toamnă. Acum e ceva mai bine Zenche. Vorbeam de asistul oferit la unul dintre golurile marcate de Montini în partida cu Poliaș. Pe Ligi Sport 3, Fiorentina-Napoli este 0-0. A început de scurtă vreme repriza secundă. Sorescu nu poate opri aici balonul și va fi out pentru Șef și Sfântul Gheorghe, pentru formația lui Neagoe. A avut la un moment dat probleme pe teren propriu pe echipa lui Neagoe, probleme care au părut a se rezolva în ultima perioadă. 3 victorii în ultimele 4 meciuri, se ținea mai pierdut decât cu FC Botoșani. Altfel, în prima parte a sezonului, echipa lui Neagoe a dat câteva rateuri răsunătoare pe teren propriu. N-a fost deloc departe să piardă în fața voluntariului. A egalat Tandia în minutul 96, deci voluntariul a condus cu 1-0. Încă o dată se aude fluierul lui Sebastian Colțescu. O altă lovitură liberă pentru gazde. Ait Adman, agresorul aici, s-a spus după partida cu Iașul că nu va putea evolua în această partidă. Fotbalistul trecut și pe la formația spaniolă Sporting Gijón, ei bine, iată, a fost recuperat la timp și poate evolua în acest și în acest joc. Rednic nu a schimbat niciun om din formula câștigătoare din partida cu Poliaș. În schimb, la Șef și Sfântul Gheorghe sunt două schimbări față de duelul pierdut în fața celor de la FC Voluntari în prima rundă din 2019. Hamed și Simonovski sunt noutățile. Trăghi și Florin Ștefan au ieșit din primul 11. Zenche, Sorescu, disperat să joace mingea în interiorul suprafeței regulamentare, a pus piciorul pur și simplu, n-a avut niciun control pe acel balon. Usman Vier, au două intervenții foarte bune ceva mai devreme din partea capitanului Ivorian, celor de la Sepsi, o recuperare a lui Rus, a cărui pasă nu găsește un coechipier, se joacă tare, se intervine tare de ambele părți. Pierde aici însă Filip. Neatent în momentul preluării Filip, Hamed către Gabriel. Așteptăm însă și alte faze de poartă dincolo de cele două de până acum. Acel șut al lui Ricardo Grigore din urmă cu câteva minute și mai ales execuția lui Tandia. Recuperează aici Nasser Ali, e faultat și e faul, cred, de galben. Primul avertisment al întâlnirii văzut de Yassin Hamed, nevoit să faulteze după ce a pierdut mingea. Hamed,
la cum a arătat jocul până în acest moment, ținând cont și de acest galben, nu m-ar surprinde ca la un moment dat să fie schimbat Yasin Hamete, Eugen Neagoe. Am văzut și reacția pe care a avut-o Neagoe. Până la urmă pe bancă se află Drăghici, un fotbalist care multe rânduri s-a dovedit important pentru cei de la Șepși, jocașul ofensiv împrumutat de la Craiova. Jadi execută această lovitură liberă. Din nou Șepși cu linia fundașilor undeva la 20 de metri de propria poartă. Jadi centrează prea scurt, respinge Gabriel de Moura. Yasin Hamed din două atingeri reușește să-i paseze lui Tandia, care rămâne în posesia, proteja foarte bine Vele. Vacum n-a avut cu cine continua mai repede, astfel încât Dinamo a apucat să recupereze pozițiile defensive. Iar acum recuperează și mingea. Jadi. Ambele extreme dinamoviste implicate până acum în meci. Zenche și Jadi, care aici alunecă. A făcut hands. Supărat pe gazon aici Jadi, nu pe arbitru. Cred că înțeleg greșit spectatorii, pentru că nu poate contesta hands-ul. A și aruncat așa o privire plină de ciudă în spate, către zona în care i-a fugit piciorul de sprijin. E normal să fie probleme cu gazonul la Sfântul Gheorghe. Nu există instalație de încălzire. S-a pus chiar la un moment dat problema ca Șepși să joace în altă parte meciurile din această perioadă a anului. Ne ajută însă vremea. Vedem aici incursiunea lui Rus, talonat de Filip. E out pentru echipa lui Neagoe. Nu a fost cursă specifică unui fundaș central de meserie, așa cum este Adrian Rus, folosit mijlocaș defensiv de Neagoe, tocmai pentru că are un potențial deosebit. Spectaculoasă acțiunea lui. Rus, internațional de tineret, la fel ca și Florin Ștefan. Acesta din urmă este rezervă astăzi, pentru că Tandia a revenit pe poziția sa obișnuită de mijlocaș ofensiv. Minutul 22, Șepși Dinamo 0-0. Până la urmă e partida echilibrată pe care o așteptam. O jumătate de repriză în care fiecare echipă a avut câte o acțiune periculoasă. Șepși, acțiunea lui Tandia, Dinamo, șutul lui Ricardo Grigore. Aici o centrare spre Mattia Montini, minge care îl depășește pe atacantul italian. E primul la minge, Gabriel de Moura, de posedat regulamentar, deja Jadi. Așa a decis Sebastian Colțescu. Arbitrul îi înfrânează lui Gabriel de Moura pornirea de a protesta. Revedem centrarea care îl depășește pe Montini și apoi cade Gabriel de Moura în duelul cu Reda Jadi, care finalizează, dar o face destul de slab. Tandia, deposedat de Ait Adman. Sorescu, faultat de Simonovski. Mai era un vârf în lotul lui Neagoe, Daniel Prosser. Acesta s-a întors la Academia Pușcaș, formația din Ungaria, de unde fusese împrumutat. A mai plecat și alt jucător de la Șepși și nu au fost doar veniri. Încearcă să mențină echilibrul formația covăzneană. Fault aici făcut de Velev asupra lui Ait Adman. Îi cere socoteală Jadi. A fost cel faultat. Îi cere socoteală adversarului său. Pare foarte implicat în meci Reda Jadi. Da, cere mingea în permanență și asumă responsabilități. Deocamdată realizări foarte multe nu are. Însă trebuie să le dăm timp jucătorilor lui Rednic, celor aduși în această iarnă, mai ales că mulți dintre ei nici n-au mai jucat de foarte multă vreme, de luni bune. Aici Nistor
Schimbă partea la Dejan Sorescu, o combinație rapidă a lui Sorescu cu Zenche. Sorescu ajunge în poziție bună de centrare, bagă mingea în careu, respinge Jovanović, nu foarte departe, un șut în blocaj al lui Ait Adman, continuă acțiunea lui Dinamo, Zenche, încă o minge respinsă, același Jovanović și a fost probabil un hands al lui Simon Zenche. Statisticile sunt încurajatoare pentru cei de la Șep și, și dincolo de punctele pe care cele două formații le-au obținut acasă, în cazul lui Șep și sau în deplasare cazului Dinamo, pentru că Șep și a marcat în 10 din cele 11 meciuri jucate pe teren propriu în actualul campionat, însă statisticile, desigur, pot fi dezmințite de rezultatul meciului din această seară. Recuperează aici Dejan Sorescu, pasează pentru Montini, care așează mingea pentru Zenche. Jadi aștepta o pasă, Zenche l-a preferat pe Nistor. Balonul este acum la Nasser Ali. Jadi, Nasser Ali aflat în poziție regulamentară. Interesant, vedem ce trebuie lui Ali. E una interesantă, una bună pentru Matia Montini. A intervenit Jovanović. Da, buni cei de la Dinamo în flancuri, vin cu atât cu Sorescu în partea dreaptă, cât și cu Ali în partea stângă, destul de liber pe aceste zone laterale. De acolo pleacă centrările spre Mantia Montini, deocamdată niciuna n-a ajuns la italian. Centrarea lui Nistor, mingea cade în marginea careului de 6 metri și e prinsă în cele din urmă de Nițuri, care degajează acum, am vrut să spun bine, pentru că mă așteptam să se afle în acea zonă Tandia, în bandă, dar erau și doi dinamoviști lângă el. Nistor acum într-o acțiune interesantă, Jovanović reușește să respingă Daisuke Sato către Gabriel Vajvari. Vajvari atacat din spate de Jadi, rămâne în posesie fostul jucător al Botoșaniului. Da, destul de lent Gabriel Vajvari, nu s-a văzut foarte mult până acum, o minge scăpată în afara terenului. Repunere din margine pentru Dinamo, Sorescu. A funcționat până la urmă reprofilarea lui pe postul de fundaș dreapta și iată, va face o schimbare. Eugen Neagoe e nemulțumit. Să vedem dacă de Yasin Hamed sau alta e ideea antrenorului de la Sepsi. Deocamdată se aude fluierul lui Sebastian Colțescu. Vajvari, cel penalizat, se duce cu antebrațul undeva mai sus, în zona gâtului lui Dejan Sorescu. Sigur că nu e o lovitură, e o atingere, dar suficient cât să dea lovitură liberă Sebastian Colțescu. Aici un faul tare al lui Usman Viera, galben, da? E lucru recunoscut, ar fi cunoscut faptul că Usman Viera intră în categoria fundașilor duri, stopper, hai să spunem, de modă veche. Usman Viera, foarte mulți adversari au avut de suferit în urma duelurilor cu el. Principiul, probabil că principiul lui este trece mingea, nu trece omul, folosite de mulți duri din lumea fotbalului de-a lungul timpului. Iar Neagoe trebuie să găsească un înlocuitor în al doilea fundaș central lângă Jovanović pentru meciul cu Gazmetan. Îl are deja. Deplasare. A, pe rus. Nu, mă gândeam la Sebastian Rudol. Ah, corect. L-a jucat și pe rus la un moment dat fundaș central. Să vedem, centrarea lui Dan Nistor, însă până să centreze Nistor se face schimbarea, nu? Klimavičius și Vajvari aveau ceva neînțelegeri. Centrează Nistor, mingea este respinsă de Usman Viera. Jadi la recuperare ia balonul acolo lui Zenche, s-a supărat nigerianul.
Vine centrarea lui Aitatman, e rândul lui Jovanović să intervină. Continuă însă atacul dinamovist. Nistor, bună această pasă pentru Ricardo Grigore, care nu reușește să stăpânească balonul. Velev interceptează, dar iese și el cu mingea în afara terenului. Au o problemă din punctul ăsta de vedere cei de la Șepși în aceste prime 30 de minute ale duelului. Da, zice că ei joacă în deplasare, că nu știu foarte bine limitele terenului. Ali aruncă de la margine albanezul, va arunca atunci când se va hotărâ, Reda Jadi, cel care primește, încă un out, 0-0 după prima jumătate de oră, nimic surprinzător, spuneam dacă ținem cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimele două întâlniri directe în care n-am văzut niciun gol, e adevărat ambele disputate în Ștefan cel Mare, un foul făcut de Reda Jadi în duelul cu Gabriel Demoura. Îl cheamă Sebastian Colțescu, mijlocașul stânga. Mulți nervi și în tribune și pe teren în acest duel dintre Șepși și Dinamo. Să vedem dacă va mai veni un galben pentru Reda Jadi în cazul de față. Primii doi jucători avertizați în această partidă au fost de la Șepși, Uzman Viera și Yasin Hamed. Drăghici e acolo pe margine. Da, și va ieși Yasin Hamed după doar o jumătate de oră. Nu cred că va fi altul jucătorul înlocuit. Se liniștesc până la urmă, spiritele scapă fără cartonaș galben, Reda Jadi. Yasin Hamed n-a reușit să-l dubleze pe Moura absolut deloc aici în partea dreaptă. Mai mereu Jadi și Ali au avut superioritate în duelul cu fundașul lateral al lui Șepși. Pe digisport.ro ultimele detalii despre duelurile dintre românce și cehoaice de la Ostrava, acolo unde are loc înfruntarea din Cupa Federației 1-1 după primele meciuri. Mâine la 14, Carolina Plișcova o înfruntă pe Simona Halep. Un duel foarte, foarte interesant. Meciul va fi pe digisport 1. Tot pe digisport.ro amănunte despre situația lui Mircea Lucescu de la Naționala Turciei. S-a anunțat în Turcia schimbarea lui Lucescu. Vedeți cine este înlocuitorul despre care vorbesc jurnaliștii din Turcia. De asemenea, aveți rezumatul meciului dintre Atletico și Real. Mai devreme a fost derby pe Wanda Metropolitano. Ești pe fază? Streaming live peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Betano.com. Jocul începe acum. S-a ridicat în cele din urmă, Daisuke Sato se resimțea filipinezul după duelul cu un adversar. Probabil a fost călcat din greșeală pe mână. Repunere din margine pentru Dinamo. Mai mult s-a stat în ultimele 5-6 minute decât s-a jucat. Stefan Drăghici reușește să blocheze urcarea lui Nasser Ali, ajutat acolo de Gabriel Demoura. Demoura alege varianta cu minte pe acestei pase. În spate, Velev, ce greșeală, bagă mingea în centru, însă Dinamo nu reușește să profite. Iar Nistor pasează pentru Jadi, mai departe către Sorescu, o centrare pentru Montini. Nu-s probleme pentru Nițui. Informații proaspete de la Craiova, dinainte de duelul dintre formația lui Davis Mangia și liderul CFR Cluj. Partida care va fi mâine la ora 21. Mai sunt doar 4.000 de bilete disponibile pentru această partidă. S-au vândut până acum 18.000 de bilete și în condițiile în care oltenii au și 7.000 de abonamente, se anunță meci cu casa închisă. Tandia centrează, a trimis cu mult efect, sperând probabil într-o deviere a lui Simonovski. Repune irlandezul McDermott. Zenke. Nistor în preajma lui. Zenke întoarce în spate pentru Grigore. Filip acum.
revenit în România după o perioadă petrecută în campionatul Ungariei. Primavicius, lăudat de toată lumea pentru modul în care s-a descurcat la primul meci, în condițiile în care nu avea multe antrenamente alături de noi săi colegi de la Dinamo. Probabil se aruncă petarde din sectorul ocupat de fanii dinamoviști. Nu reușesc aici Vajvari și Simonovski să combine, iar Climavicius întoarce pentru McDermott. Nu reușește să recupereze Sepsi. Fostul jucător al lui Dinamo, Sergiu Hanca, a debutat cu gol în Polonia, Cracovia, a învins-o pe Piast Gliwice, pe teren propriu, 2-1. Râpă și Hanca au fost titulari la gazde, iar Hanca a marcat golul victoriei în minutul 50. Aici șutul lui Jadi este deviat de Viera, prin urmare este corner pentru formația oaspete. Apropo de Râpă, cu el s-a sătuit fundașul central Sebastian Rudol, rezervă astăzi la Șepși înainte de transferul în România. Centrează Nistor, balon era pentru Climavicius, s-a reușit să respingă Tandia, dacă am văzut bine, dă pe lângă minge Zenche, dar cumva păstrează mingea. O pasează lui Nistor, centrarea lui Nistor, Viera reclamă o lovitură dată de Mantia Montini. Vede cartonașul galben atacantul italian, deja al treilea avertisment în prima repriză. În primele 20 de minute a fost liniște pe stadionul din Sfântul Gheorghe, după care ușor ușor au început să apară cartonașele, au început să apară duritățile. Nu știu dacă a văzut galbenul. A văzut că nu era cu cartonașul în mână, Sebastian Colțescu? Nu mi-am dat seama. Aici, interesant cum îl trage Viera pe Montini și apoi se prăbușește. Tandia primește în partea dreaptă, caută interiorul, e blocat acolo, însă nevoie să paseze înapoi spre Gabriel Demoura. Până la urmă nu i-a mai dat galben Sebastian Colțescu, lui Montini, probabil doar l-a avertizat că trebuie să înceteze. Rămânem așadar doar cu două cartonașe galbene, cele văzute de jucătorii lui Neagoe, Yasin Hamed, înlocuit între timp cu Ștefan Drăghiț și Usman Viera. În pauză și la final, DigiSport Special vă așteaptă Vali Muraru și invitații săi pentru analiza acestei partide. Iată-l pe Tandia, de această dată în poziție centrală, nu mai este în bandă ca la primele sale acțiuni din această partidă. Drăghici este blocat de Ait Adman. Filip, la rândul lui, trimite în Simonovski. Pe DigiSport 2, repriza secundă a duelului din Bundesliga dintre Bayern München și Schalke. 2-1 în acest moment pentru bavarezi. Lewandowski a adus formația lui Kovac în avantaj. Aici ne îndreptăm ușor-ușor către un 0-0 la pauză. Niciuna dintre echipe nu reușește să-și asigure superioritatea la mijlocul terenului. Acolo se pierd, se recuperează foarte multe mingi, multe baloane care ajung în afara terenului, multe outuri. Încă o repunere de la margine. Climavicius, s-o pasă lungă a lituanianului Mattia Montini, reușește preluarea, e Jovanović lângă el și iarăși out pentru Dinamo. Sorescu, reprofilat fundaș de Mircea Rednic, de nevoie, de văzut care va fi soarta lui din momentul în care își va reveni Duso sau va fi adus un alt fundaș dreapta. Ar putea fi alternativă pentru Simon Zenche. Tandia acolo l-a faultat pe Climavicius. S-a auzit fluierul lui Sebastian Colțescu, eu nu l-am auzit. Și chiar mă așteptam să-l văd pe Colțescu indicând lovitură liberă pentru Sepsi, pentru un hands al lui Climavicius. Oricum, mingea se întoarce în posesia echipei lui Neagoe. Foarte bine pune corpul Climavicius în fața lui
Tandia, după ce decarul gazdelor reușise să înțepe acea minge. Apoi, într-adevăr, Tandia îi dă peste picioare lui Klimavičius. Multe probleme are fundașul central al lui Dinamo cu rapidul jucător al lui Neagoe, Igor Jovanovici. Acum degajează o minge deviată de Drăghici. S-a vrut a fi pentru Tandia, recuperată însă de Dinamo. Ioan Filip, Mattia Montini primește, pivotează italianul și scoate mingea la margine pentru Dan Nistor. Filip deposedat de Tandia, excelent aici Biraima Tandia, îi trimite lui Adrian Rus. Acesta a încercat să colaboreze cu Drăghici, n-a reușit. Contraatacul dinamoviștilor este inițiat de Ait Adman. Zenche în dreapta, a urcat Dean Sorescu. Vom ajunge curând în ultimele 5 minute ale primei reprize. Sorescu pasează scurt pentru Ait Adman. Filip. Vine Jadi, undeva în zona centrală. Interesant această acțiune, Ait Adman însă pasează mult prea puternic pentru Sorescu, mingea se duce până afara terenului. Craiova o poate ajuta pe FCSB să facă cel mai important transfer al iernii. Intrați pe digisport.ro pentru a vedea ce jucător poate ajunge curând sub comanda lui Mihai Teja. E vorba de fotbalistul despre care se spune că poate rezolva cea mai mare problemă a roșialbaștrilor. Respinge acum Grigore. A avut singura ocazie de gol a dinamoviștilor de până acum. Un șut de la mare distanță. Tandian, apropierea careului. Pasă pentru Gabriel Demoura. Terenul, vedem, este denivelat. Centrarea lui Gabriel Demoura, interesant. Respinge Klimavičius, prelungește Ait Adman. Zenche, foarte elegant, păstrează mingea. Simon Zenche și alergă foarte bine. A sprintat însă și Jadi. În dreapta așteaptă o minge. Montini. Jadi se izolează, ba chiar se duce spre centrul terenului. Ait Adman abia acum ajunge mingea la Mattia Montini. Dar Montini nu e periculos în acea zonă, l-a așteptat pe Sorescu. Hai, le-a schimbat poziția Mircea Rednic lui Jadi și Nistor. L-a tras pe Nistor în partea stângă, l-a trimis pe Jadi în centru. Nistor cu un volum scăzut de joc acolo, în mijlocul terenului. Densitate bună asigurată de echipa lui Neagoe în acea zonă. Execuție dezamăgitoare a lui Rashid. Ait Adman a trimis mult peste poartă. E drept, nu se afla în apropierea careului, dar a șutat totuși dintr-o poziție bună și nu a găsit poarta, sau nu a fost nici măcar aproape de țintă. Degajează Nițui. A venit și un goalkeeper din campionatul Ungariei la Șepși. El este însă deocamdată un om de lot. O informație și din Italia, v-am tot vorbit despre faptul că pe Digi Sport 3 este Fiorentina-Napoli 0-0 acolo. Chiriche și e rezervă la Napoli, iată, și-a revenit după accidentare și ar putea profita curând și el de accidentarea lui Raul Albiol și să joace titular aici. Sorescu șutează mult pe lângă poartă. Și tot în Italia, George Pușcaș a adus victoria lui Palermo, pare și tot dublă, la Perugia. Mai marcase de mult atacantul național de tineret. Are 5 goluri în acest moment pentru Palermo, care luptă pentru promovare. 2 minute până la pauză, 0-0 Sepsi Dinamo. N-am mai avut ocazii la cele două porți după acele acțiuni din primele 10-15 minute. Reușește Drăghici să treacă aici de Nasser Ali. Cade Drăghici. Jocul continuă, avantaj pentru gazde. Tandia într-o zonă în care nu poate scoate absolut nimic. Era între trei adversari acolo Tandia. Iar Vajvari se urcă pur și simplu în cale acolo pe Sebastian Colțescu. Zenche către Montini. Nistor. Din nou în centru, Jadi, Nasser Ali se duce acolo la învăluire,
Însă e clar că deocamdată relațiile de joc dintre Nasser Ali și Jadi nu sunt la un nivel foarte ridicat. Centrare pentru Montini, prinde balonul Nițui. Nu face parte din categoria portarilor înalți Nițui. Însă vedem că stă bine la capitolul plasament, chiar și la aceste baloane prelungește Drăghici, intervine Ali în fața lui Tandia. Dan vă vorbea mai devreme despre faptul că Tandia este golgheterul lui Șepși în acest sezon cu 9 goluri. Bilanțul său per total la formația din Sfântul Gheorghe este unul excelent. A venit pentru în a doua parte a sezonului trecut la Șepși și a marcat 5 goluri. Așadar 14 reușite în prima ligă în total pentru Biraima Tandia. Aici se termină un nou atac al dinamoviștilor. Suntem în ultimul minut al primei reprize. Nu e deloc mulțumit Eugen Neagoe de felul în care se mișcă echipa lui. Atacuri timide ale gazdelor. Parcă inițiativa aparține mai mult lui Dinamo. Vom avea timp suplimentar pentru prima repriză. Au fost câteva întreruperi, a fost și acea schimbare. Intrarea lui Drăghici în locul lui Yasin Hamed. Probabil vreo 2 minute suplimentare vom avea pentru prima repriză. Lui Sepsi, până la urmă, îi convine și un rezultat de egalitate. Lui Dinamo nu prea, pentru că ar fi cumva cu spatele la zid echipa lui Mircea Rednic. Acum Sepsi e la egalitate cu Viitorul, câte 34 de puncte, însă echipa lui Neagoe are golaveraj mai bun. Viitorul a ajuns pe minus după 0-3 ieri la Giurgiu cu Astra. Dinamo a primit o veste proastă acolo. Dinamo prinde cel mai rău victoria Astrei în fața Viitorului. Se resimte aici Gabriel de Moura. 2 minute suplimentare pentru repriza, prima repriză acestei înfruntări. Da, lovit într-o zonă unde sensibilitatea e ridicată, Gabriel de Moura. Perici Spor 2, Bayern Schalke s-a făcut 3-1. A marcat și Serge Gnabry pentru echipa bavareză. În momentul ăsta Bayern se duce la 5 puncte de liderul Borussia Dortmund și se încinge și mai tare finalul sezonului din Bundesliga. Remarcam și ceva mai devreme numărul mare de spectatori prezenți și în această seară. Numărul mare de spectatori prezenți și în această seară pe stadionul municipal din Sfântul Gheorghe. Desigur, ne raportăm la populația orașului Sfântul Gheorghe, de asemenea la capacitatea arenei, pentru că media de spectatori este aproape de 3.000 de fani pentru cei de la Sfântul Gheorghe. Fotbalul este iubit aici. E al doilea sezon în prima ligă pentru Șepși, contează și acest aspect, însă contează și munca celui pe care l-am văzut mai devreme în imagine, munca lui Neagoe, care a pus pe picioare această echipă în a doua parte a sezonului trecut, practic a salvat-o de la retrogradare, iar acum a dus-o în pragul play-off-ului. Da, un an extraordinar pentru Sepsi sub conducerea lui Eugen Neagoe. A fost nevoie de multe schimbări în urmă cu un an, pentru că echipa a jucat în prima parte a sezonului precedent cu fotbaliștii care o ajutaseră să promoveze. Sepsi fiind la a doua promovare consecutivă în doar 2 ani, a ajuns din Liga a 3-a în prima ligă, iar impactul a fost foarte, foarte dur. Încă o dată s-a auzit fluierul lui Colțescu, dar abia acum este finalul primei reprize. 0-0 Sepsi Dinamo, vă așteaptă Vali Moraru la Digi Sport Special. Noi vă dăm întâlnire cu repriza a doua peste aproximativ un sfert de oră. Teste germane, calitate germană. Barrier, ferestrele care îți protejează căminul. Oferă-i căminului tău un plus de protecție. Economisește energie cu noile ferestre Barrier 80 Plus placate cu aluminiu. Enzo, cercul armoniei.
sentimentul pe care îl ai atunci când totul funcționează perfect. Mazda CX-5 2019, creată să te completeze. Păstrăv cu legume sau orice alegi de la Home Garden, ai certitudinea calității superioare a produselor noastre. Home Garden, gătești de nu te plictisești. Fiecare rază de soare e un motiv în plus de bucurie. Natura în jurul tău roiește după buna ta dispoziție. Micile bucurii merită culese și încercate. I love my country. Umplutură fină de lapte, cereale crocante, toate acoperite în ciocolată delicioasă. Kinder Country. I love my country. Bună mișcare! Mai puțin deschiderea. Fii și tu ceva mai natural. Hai că te-ai prins. Ca să vezi ce înseamnă un cidru adevărat. Făcut din mere românești, proaspăt culese, presate și puse la fermentat, mândre de gustul lor autentic din livadă. Cidru mândru. Autentic din natură. De un timp privesc lucrurile în altă lumină. Să fie plafoniera cea nouă de vină? Ai 15% reducere în acest weekend la corpuri de iluminat, covoare, bucătării, 4 mobili și impuls și mese și scaune de dining în Kika Militar sau Paladis și pe Kika.ro. Iar sale continuă cu sute de produse reduse. Kika. Facem casă bună împreună. Vino la Digimobil și prinde reducerile la telefoanele Huawei Mate 20 Lite și P20 Lite. Acum cu 0 lei avans și rate fără dobândă la portare. Da, și are un câștig clar tot clubul, dacă privim și echipa de anul trecut. Este uimitor cum s-a schimbat jocul lui Dinamo. Din niște cumpărături pe care le-a făcut Rednic pe Fast Forward în iarna asta. Sau nu... în toamnă. Da. Mai făcut și în toamnă. Câțiva, Zenche, Montini, da. Au venit în toamnă, așa e. Ingredientele nu sunt legate, încă nu e o echipă, încă este o adunătură care, culmea, funcționează. Înseamnă că sunt jucători buni. Probabil că va forța și mai mult în repriza a doua. Mă aștept să intre și Papazoglu, să aibă două vârfuri. Așa cred că ar fi logic, pentru că între egal și înfrângere nu e mare diferență pentru Dinamo. Joacă neașteptat de bine. O echipă curată, cu mai mulți jucători tehnici decât vedeam anul trecut. Toți ne-am gândit că schimbările masive din iarnă vor da peste cap și mai rău formația, că nu va fi o omogenitate. Iată că nu se întâmplă așa. Omogenitatea
pare să nu fie un criteriu absolut de care să fie nevoie absolut neapărat. Și trei reprize fără gol primit, și ăsta e un lucru interesant, după ce în meciurile amicale n-ai bătut pe nimeni, nu? Parcă au câștigat cu Liepaia din Letonia, da, 3-2, corect, da. Da. Ce în rest înfrângeri pe linie fără gol marcat. Ianis, se vede în continuare altceva la Dinamo? Da, s-a văzut clar calitatea jucătorilor, pentru că mă uitam și vedeam jucători care preiau cum trebuie balonul, pasează la timp, au reușit să aibă acțiuni foarte bune. Sepsi, o echipă care pare foarte căzută din punct de vedere fizic în această seară. Eu am văzut această echipă în multe partide când reușeau să pună presiune, cei din mijlocul terenului țineau de minge, pasau, ajungeau foarte mulți jucători în care în momentul în care mingea era în lateral, astăzi au încercat de 2-3 ori să aibă 2-3 contraatacuri, dar nu au ajuns jucători care să poată să susțină acest contraatac. Este o problemă pentru ei și cred că este un rezultat pozitiv în acest moment pentru Sepsi și ar trebui să fie mulțumiți dacă a doua repriză va fi la fel cu acest rezultat. Cine îți place din noutățile de la Dinamo? Tu vorbești de fiecare, că prea corect. Și Montini este un jucător cu calitate extraordinară pentru fotbalul românesc și a reușit să impună. Și Zenchi a avut câteva acțiuni foarte bune. Ait Adman, la fel, joacă fazele corect. Sunt jucători buni și cred eu că omogenitatea, așa cum a spus și Remus, nu este un criteriu important. Cred că mai importantă este valoarea jucătorilor. Dinu, vedem goluri sau? Să sperăm. Eu aș trage două concluzii. L-aș completa, să nu zic la contrație, pare mult puțin. La Dinamo lipsesc relația joc, asta se vede foarte clar. Jucătorii au calitate bună pentru fotbalul românesc, echipa e bine organizată, aici Renic este un profesor în organizarea jocul echipei, dar relația de joc lipsesc deocamdată. Dincolo, în schimb, Sepsi pare o echipă obosită, o echipă cu linie de mijloc greoaie, o echipă cu linie de mijloc care nu produce absolut nimic. Nici nu recuperează, nu face presiune sus, se retrage, jucători lenți, vor avea probleme. Dacă așa vor continua, e al doilea joc care nu joacă mai nimic, au jucat foarte prost la voluntari, joacă prost și astăzi. Și pentru ei, ca și pentru viitorul, din păcate, play-off-ul poate fi o problemă în clipa de față. Înainte de meci vorbeam despre reușitele lui George Pușcaș, două la număr, Palermo a bătut în deplasare cu 2-1 pe Perugia, parcă? Da, Perugia. Perugia. Haideți să...
loc de play-off la Șepși e important pentru că e vorba înainte de toate de un meci pe teren propriu, iar programul din următoarea perioadă pentru echipa lui Neagoi e unul complicat. Galben aici pentru Simon Zenche, am văzut intervenția lui dură. Aceleași echipe care au terminat și prima repriză, și spun care au terminat pentru că sunt diferite de cele care au început, cel puțin echipa lui Neagoe. Vedem aici centrarea lui Daisuke Sato, pominge respinsă, ce eroare acolo la mijlocul terenului a făcut Aita Atman, însă până la urmă Dinamo pot duce pe Sepsi în propria jumătate de teren. Așadar, gazdele cu Nițu în poartă, Gabriel de Moura, Osman Viera, Igor Jovanovi și Daisuke Sato, apoi Stefan Velev și Adrian Rus în fața apărării, Stefan Drăghici, care a intrat în locul lui Yasin Hamed după o jumătate de oră, Vajvari și Tandia în spatele lui Marco Simonovski. Iar Dinamo, să vedem dacă e o fază periculoasă la poarta celor de la Șepși, driblează acolo Nistor, o pasă către Filip, interceptează gazdele. Dinamo cu McDermott, Sorescu, Klimavičius, Grigore, Ali, Zenche, Ait Atman, Filip Nistor, Jadi și Montini. O pasă aici pentru Tandia! Reușise cumva să-l păcălească pe adversar cu o fentă din corp, dar nu a fost suficient pentru a crea pericol. Se rescurcă bine aici, însă doar până momentul pasei Jadi. Lumea așteaptă mai multe din partea echipei lui Neagoe. O echipă prudentă în primele 45 de minute. Mai reactivă decât se așteptau suporterii. Oricum, pentru Dinamo, o remiză nu înseamnă mare lucru. Ar fi 8 puncte față de zona play-off-ului, cu doar 3 etape înaintea finalului sezonului regulat, o misiune imposibilă pentru Dinamo, chiar dacă speranțe ar mai fi. În acest moment, Sepsi la egalitate de puncte cu Viitorul, dar cu gol averaj mai bun, 34 de puncte, 5 puncte distanță de ocupantele locurilor 7, 8 și 9, care au toate câte 29 de puncte, Hermannstadt, Botoșan și Gazmetan Mediaș. Botoșanul joacă luni cu Voluntariul, tot luni joacă și Hermannstadt la București pe Arena Națională cu FCSB, în vreme ce Gazmetan joacă mâine la 6 și jumătate la Iași. Nițui, o pasă lungă pentru Simonovski, care încearcă să-i trimite cu călcâiul lui Drăghici. Degajează Grigore. Fault făcut acolo, cred, de Adrian Rus asupra lui Ait Atman. Nu, Colțescu lasă jocul să continue. Bulgarul Velev este la minge. Pasă pentru Vajvari, care trage de obicei bine de la distanță. Grigore a venit la momentul oportun pentru a-l bloca. 4 minute pozitive pentru echipa lui Neagoe. Gabriel de Moura în combinație cu Tandia. Mingea rămâne în acea zonă. Din nou Gabriel de Moura încearcă să-și facă loc acolo. Nu obține nimic. Nu a fost Drăghici. Totul se încheie cu o repunere din 6 metri pentru Dinamo. Echipa care anul trecut a ratat play-off-ul, a câștigat play-out-ul, dar asta e o palidă consolare pentru o echipă obișnuită în cea mai mare parte a istoriei să lupte pentru trofee. Dinamo însă, în ultimul deceniu, o echipă care n-a mai câștigat mare lucru, o cupă în 2012, apoi o Cupa Ligii, competiție desființată între timp. Ultimul titlu adus de Rednic în 2007. Rus trimite direct la Zenche. Nistor întoarce balonul pentru Klimavičius. Sorescu
Iată-l pe Neagoe, cât de agitat este acolo pe margine. Filip a încercat să-l găsească pe Zenche. Aitadman, Montini este faultat. Italianul scoate lovitură liberă, apoi se ciocnește de fundașul central Igor Jovanović. 5 minute și jumătate au trecut din repriza secundă din acest duel. Parma-Inter va începe în aproximativ 30 de minute pe DigiSport 2. Parma, echipa care a încurcat-o pe Juve recent. Centrare a lui Nistor, o minge respinsă, acum Daisuke Sato nu stă prea mult la discuții. Bună diagonala lui Daisuke Sato, Velev reușește să paseze, Ricardo Grigore se retrage destul de lent. Să vedem acum centrarea spre bara a doua, e acolo Drăghici care i-a luat fața lui Nistor. Pare însă un picior salvator al unuia dintre fundașii lui Dinamo și totuși este lovitură liberă pentru Sepsi. Cartonaș galben pentru Aitadman. Dacă nu se potolește mijlocașul dinamovist, poate fi eliminat. Nu e bine să glumești cu Sebastian Colțescu. Klima Vicius pare să fie cel care a respins mingea trimisă în fața porții de Drăghici. Și în prima rundă din 2019 a condus Sebastian Colțescu o partidă cu o miză ridicată. Cea dintre Gazmetan și Astra Giurgiu este al 11-lea meci al său din acest sezon pe plan intern, al 10-lea în campionat. A mai fost și o partidă în Cupa României, cea dintre Dunărea Călăraș și FCSB. Tandia și Vașvari sunt lângă minge, să vedem care dintre ei va șuta. Dermot își pașează defensiva, a plecat Tandia de acolo, rămâne Vașvari, cel care va trimite în careu sau cine știe, mișcă mingea pentru Tandia, să vedem, da, șutul lui Tandia pe jos, dar mult pe lângă poarta lui Sean McDermott. Un mare câștig pentru Șef și Tandia încă din... Încă de la primele lui meciuri pentru formația din Sfântul Gheorghe. Ne aducem aminte cum a fost revitalizată Șepși pentru a doua parte a sezonului trecut, cum s-a transformat dintr-o echipă care părea să se apropie de revenirea în Liga a doua într-una foarte, foarte incomodă. Să nu uităm, în acest sezon pe acest stadion a cedat FCSB cu 2-4, iar liderul CFR Cluj s-a impus miraculos, am putea spune, cu un gol marcat din penalti într-un moment în care se afla în inferioritate numerică în prelungirile partidei. Probleme acolo pentru Aitadman, dacă am văzut bine, da, alunecă aici și este lovit de Vașvari cu cotul în cădere. Probabil și mai furios acum algerianul decât în urmă cu câteva minute. Va fi schimbare. Va fi schimbat Aitadman. 24 e numărul lui. Simte că trăiește periculos mijlocașul său, Mircea Rednic, și îl va scoate. Intră Daniel Popa. Doi atacanți pentru Dinamo, care are nevoie de victorie. A intrat bine în meciul cu Poliaș, Daniel Popa. Și atunci ieșeau mijlocași și ca să intre Daniel Popa, însă ieșea Zenche. Acum iese un mijlocaș central pentru a-i face loc. Bine, oricum atunci Dinamo era în avantaj aici, încearcă să-și creeze avantaj. L-am văzut la margine și pe Florin Ștefan, va fi a doua modificare și la Sepsi. Da, și e posibil să treacă Tandian, centrul ofensive, pe poziția sa, să spunem, obișnuită, iar... No. E penalti! Jovanović îl faultează pe Zenche și este lovit la 11 metri pentru Dinamo. E și galben pentru Jovanović. Colțescu e sigur că a luat decizia corectă. Foarte, foarte important acest moment al duelului de la Sfântul Gheorghe. Lovitura de la 11 metri pentru Dinamo, pe care o va executa. Lucrurile sunt clare. Dan Nistor...
Ambii fundași central de la Șef și au acum galben. Fiera îl văzuse în prima repriză și se vede aici. Da, e fault. E contact între piciorul stâng al lui Jovanović și cel drept al lui Simon Zenche. A pune piciorul acolo încercând să blocheze mingea. Igor Jovanović intră însă în contact cu piciorul adversarului. Negligent Jovanović la această fază. Foarte sigur pe el Sebastian Colțescu. Dă lovitură de la 11 metri pentru Dinamo. Execută Nistor. Nistor față în față cu Nițu, într-un moment extrem de important al jocului. Dan Nistor, șut și gol! Dinamo deschide scorul la Sfântu Gheorghe, 1-0 pentru formația lui Reding în fața trupei lui Eugen Neagoe. La prima fază, practic, din apropierea careului advers al lui Dinamo din această parte secundă, formația lui Reding obține penaltii transformat de Dan Nistor. Doar al doilea gol din acest campionat pentru Nistor. Dar să nu uităm, a fost multă vreme accidentat. Da, Colțescu a văzut foarte, foarte bine ceea ce s-a petrecut. Decizie corectă a centralului din Craiova. Și să vedem dacă va mai intra Florin Ștefan. Schimbarea pe care se gândea să o facă pe Eugen Neagoe. Intră, da. Dar de ieșit iese Jovanović, rus. Este retras fundaș central. De fapt sunt sigur că nu asta fusese ideea. Cred că ar fi vrut să îl scoată pe Simonovski, așa cum spuneai și tu, să-l avanseze pe Tandia. Da, în urma acestei schimbări, Vajvari coboară lângă Ștefan Velev, cel puțin la prima vedere, așa vor sta lucrurile. Vajvari lângă Ștefan Velev, Tandia în spatele lui Simonovski, Florin Ștefan în postura de mijlocaș stânga. Iată-l pe Velev, Gabriel Demoura. O minge pentru Tandia, trimisă însă în afara terenului. Aruncarea de la margine pentru Dinamo. Nasser Ali, albanezul, repune Dan Nistor din nou. Nasser Ali, Daniel Popa ține mingea în posesia echipei sale. Recuperează însă Florin Ștefan doar pentru moment. Important pentru formația lui Neagoe, reacția pe care o are acum, imediat după golul marcat de Nistor. Velev, Gabriel Demoura îi pasează lui Velev, care a încercat să combine cu Simonovski. Nu i-a ieșit mai nimic vârful lui Simonovski. Până în acest moment, Dinamo pe contraatac, Montini. O pasă pentru Daniel Popa, care a fost eficient în meciul cu Iașul. Popa se descurcă foarte bine, până la urmă este blocat. S-a retras excelent acolo Ștefan Velev. Gabriel Demoura încearcă o pasă cu șanse mici de reușite. Cu noroc, mingea ajunge în posesia lui Tandia, ajutat de Daisuke Sato. Florin Ștefan aleargă către centrul careului. Șutul lui Daisuke Sato, ușor deviat probabil de Sorescu. Cred că l-a șters pe spate pe Sorescu. Îl bagă în ceață, cum se spune, pe Sean McDermott, care are noroc însă. Mare ocazie aici. Noroc pentru Dinamović Ghinion, pentru cei de la Șefșil, această execuție a lui Daisuke Sato, fundașul stânga, titular din trupa lui Eugen Neagoe. Gabriel Demoura și Iraima Tandia lângă minge. Să vedem cine va executa. Ar putea fi primul gol al lui Daisuke Sato în acest sezon și, într-adevăr, mingea îl șterge acolo pe Dean Sorescu. Nu permite deocamdată Sebastian Colțescu preluarea jocului. Tandia se duce în marginea careului. Să vedem centrarea lui Gabriel Demoura. O jumătate de oră până la finalul întâlnirii. Sepsi Dinamo 0-1. Gol marcat de Nistor în urmă cu câteva minute. Drăghici deviază și
Iată-l pe Sorescu protejând mingea. Repunere din 6 metri pentru Dinamo. O nouă modificare la Dinamo. Iese Simon Zenke și intră Mamutu Ndiaye. Simon Zenke intră jucătorul cu numărul. Iată Zenke, omul care scoate penaltiul în duelul cu Jovanović, transformat apoi de Nistor. Era minutul 57. Să-l vedem și pe Mamutu Ndiaye. Pare mai fit decât Zenke, oricum și Zenke a slăbit mult față de primele apariții în Liga 1, petrecute în toamna trecută. L-a ajutat perioada de pregătire. Va fi o nouă modificare și la Sepsi Mensah. E la marginea terenului. Va fi ultima schimbare pe care o poate face Neagoe. Ce pasă încearcă aici Nistor. A fost duel ceva mai tare, pierdut de Montini. Vajvari dă drumul repede la minge pentru Simonovski. Grigore a avut câștig de cauză acolo. Nistor către Matia Montini. Controlează bine mingea. Italianul însă a venit prin alunecare. Florin Ștefan. Erori și de o parte și de alta. În continuare un meci aspru la Sfântul Gheorghe între Șepși și Dinamo. În acest moment Dinamo vine la 5 puncte de echipa lui pe Eugen Neagoe. 5 puncte pe care trebuie să le recupereze în ultimele 3 etape. N-ar mai părea așa o misiune imposibilă, dar tot dificil rămâne, pentru că sunt multe echipe pe care trebuie să le depășească Dinamo. Va ieși Simonovski după această lovitură liberă bătută de Tandia acolo în zona în care se poziționase și Adrian Rus. Out pentru Dinamo. Schimbare la șapșuleșta. Pentru că te gândești mereu la fotbal, ți-am pregătit probabil cea mai variată ofertă de pariuri live. Sporting Bet, pentru că iubim fotbalul. S-a efectuat schimbarea la formația gazdă, a ieșit Simonovski, a intrat Mensah. O nouă modificare în așezarea pe teren a jucătorilor lui Eugen Neagoe. Tandia în centrul atacului, Mensah va fi în linia de mijloc, în linia de fapt de 3 din spatele vârfului. Încearcă toate variantele Eugen Neagoe, cel care a fost jucătorul lui Dinamo în 1998. Dinamo în posesie, în propria jumătate de teren, o minge care ajunge aparent într-o zonă periculoasă, semnalizare de la margine. Asistentului Mircea Orbuleț. Nițului degajează direct la Ricardo Grigore. Modestă exprimarea Sepsi și astăzi. Iată că pe eșecul de la voluntari nu e chiar un accident. Spunea Mircea Rednic că a pregătit această partidă cu gândul la evoluțiile pe care Șepși le-a avut în prima parte a sezonului, nu după evoluția pe care echipa lui Neagoe a avut-o la voluntari. Este galben acolo, a scos deja cartonașul Sebastian Colțescu. Este pentru jucătorul lui Dinamo, pentru Ndiaye, nu pentru Viera. Altfel am fi vorbit de o eliminare. S-au temut puțin cei de la Șepși de a doua eventualitate. Galben pentru jucătorul cu numărul 17 de la Dinamo București, Mamutu Ndiaye. Ușor, ușor ne apropiem de finalul întâlnirii. Sepsi condusă, deocamdată fără reacție, chit că a avut acea șansă de a egala la bara lui Daisuke Sato. O ocazie venită pe o execuție individuală, nu pe cine știe ce realizare colectivă.
E adevărat însă că și golul lui Dinamo a venit din nimic, într-un moment în care echipa lui Neagoie părea stăpână pe joc. Drăghici scoate pentru Florin Ștefan, out. Rămâne Sepsi în preajma careului advers. Și iată-l pe Tantia, a încercat să strecoare balonul acolo, nu a reușit. Viera respinge din fața lui Daniel Popa. Filip degajează aproape la întâmplare, s-ar putea spune. Cred că mai degrabă a vrut să scape de minge decât să găsească un coechipier. Primește Jadi. Acum lituanianul Klimavičius către coechipierul din centrul defensivei lui Dinamo, Ricardo Grigore. S-au mai sudat relațiile dintre jucătorii lui Rednic în tren, în călătoria pe care au făcut-o albroșii. Ieri au plecat cu trenul din gara de nord la Brașov. Cartonaș galben, încă un avertisment scos de Sebastian Colțescu, Matia Montini. Ia galben în marginea propriului careu. Patru galbene în momentul ăsta pentru jucători de la Dinamo. Sunt trei galbene și pentru fotbaliști de la Șef și Sfântu Gheorghe. Vă reamintim, mâine la 12, prima partidă a zilei din Prima Liga României este Dunărea Călăraș Concordia Chiajna la 18:30, Politehnica Iași Gaz Metan Mediaș, iar la 21, derbiul rundei, Craiova înfruntă pe CFR Cluj. Acum Biraima Tandia bate o lovitură liberă, Șef și e în căutarea egalării. Să-l vedem pe decarul gazdelor, bate la interior, o minge respinsă ușor de Klimavičius, un fanion ridicat de la margine, un offside în care a fost semnalizat unul dintre jucătorii lui Neagoe. Neconvingătoare atacurile lui Sepsi. Iată, Florin Ștefan, cred că era acolo în spatele defensivei oaspeților. Dar cred că asta a fost marea problemă astăzi a echipei lui Neagoe. Cel puțin până în acest minut 68. Faptul că a ajuns foarte, foarte greu la poarta adversă. Dacă e să facem o sinteză a tuturor evenimentelor, au fost practic doar două faze periculoase create de cei de la Șepși. A fost acțiunea din startul meciului a lui Tandia, când acesta a șutat puțin peste poarta lui Sean McDermott, și bara lui Sato venită după devierea lui Dejan Sorescu. E puțin, foarte puțin. Nu că ar fi avut Dinamo foarte multe oportunități în acea situație, este și formația lui Rednic, o diferență mare între ce a arătat Dinamo pe plan ofensiv în partida cu Iașiul și ce arată în acest duel. Da, numai că acum pe Dinamo nu mai interesează ce a fost până înaintea golului marcat de Nistor. Dinamo trebuie să apere acest avantaj fragil. Faultul pe care l-a făcut Sorescu asupra lui Florin Ștefan. Tandia încearcă multe, dar reușește destul de puține. Decarul lui Sepsi, minge a trimis în partea dreaptă la Mensah. Mensah are balonul pe piciorul stâng, o minge la Tandia, încearcă o foarfecă Florin Ștefan alături, șanse mici pentru Tandia să scrie din foarfecă, avându-l pe Klimavičius lângă el. Dar vorbeam mai devreme despre omogenitate. Am văzut cât de bine se înțeleg Tandia și Mensah. A ridicat brațul, i-a făcut semn lui Mensah, Tandia, că se duce spre careu. A țâșnit, iar Mensah i-a centrat, iar balonul a ajuns la Tandia. O situație dificilă din care a scăpat de Dinamo, pentru că Sepsi avea trei jucători acolo în marginea careului. Fiecare dintre ei era singur cu adversarul direct. Deși Dinamo avea 6-7 oameni în preajma propriului careu, cei trei jucători ai lui Neagoe erau 1-1 cu adversarii în interiorul suprafeței de pedeapsă, sau, mă rog, în marginea careului. Era cazul lui Florin Ștefan, aici Drăghici pentru Velev, mai departe Gabriel de Moura. Așteaptă Mensah, primește jucătorul intrat în urmă cu câteva minute în locul lui Simonovski. Mensah se împiedică în teren acolo, așa mi-a lăsat impresia.
Nu poate Velev aici să scoată cornerul pe care și-l dorea. El a fost ultimul care a atins mingea. Vorbeam despre duelul care va fi pe Digisport 2, începând cu 21 și 30 de minute. Parma-Inter pe Digisport 3 la 21:45. Avem partida din campionatul Spaniei, Girona contra celor de la Huesca. A fost iarăși o zi cu multe evenimente deosebite pe canalele Digisport. Mâine la 14, duelul dintre Plișcova și Halep din Cupa Federației, sferturile de finale, România împotriva Cehiei. 1-1 e scorul în acest moment. Mâine alte 3 partide. Sorescu nu se grăbește să repună mingea de la margine, o aruncare lungă spre Daniel Popa, un control deficitar, dar totuși rămâne posesie pentru Dinamo. Ricardo Grigore, bună această deviere, sau mă rog, așa părea, devierea lui Jadi. Spre Montini, această minge, o diferență fizică importantă în favoarea italianului. În duelul cu Daisuke Sato a pierdut Dan Nistor mingea. Florin Ștefan acum. Florin Ștefan lăsat să avanseze acolo de Montini. Centrare, Klimavičius blochează, cere penalti. Florin Ștefan însă nici el cu foarte multă convingere. Va fi corner sigur pentru formația gazdă. Iată centrarea lui Florin Ștefan și Klimavičius. Impresia e că palonul l-a lovit în brațul stâng, da, dar mâna este lipită de corp. Nu se poate vorbi aici de un penalti. Montini l-a lăsat pe Ștefan să avanseze pentru că are un galben. Un fault, cu un fault și-ar fi lăsat echipa în inferioritate numerică. Centrează Tandia! Oh, rus a încercat să creeze acolo pericol. A trimis câțiva metri mai în spate Gabriel de Moura și pentru astfel de gesturi poate vedea un cartonaș galben. Fundașul lateral al gazdelor, o minge scoasă de NDI din propriul careu. Dinamo se retrage, are doi atacanți în teren, dar stă cu fundașii și mijlocașii foarte aproape de suprafața proprie de pedeapsă, o centrare direct în brațele lui McDermott. Și prima repriză l-am văzut cu astfel de execuție pe Biraima Tandia. Trimite cu mult efect. E clar că la forța pe care o pune în execuție nu se gândește să surprinde portarul advers. Pur și simplu e o chestie repetată la antrenamente. Speră că va veni un om din spate și va devia balonul, va transforma centrarea în gol. Daniel Popa, luat în primire acolo de Adrian Rus, pe repunerea de la margine a lui Dinamo. Sorescu a încercat să combine cu Daniel Popa. Drăghici, tot out pentru Dinamo. Care ar putea fi a cincea echipă care se impune în acest sezon la Sfântul Gheorghe. Celelalte patru sunt Gaz Metan, CFR Cluj, Hermannstadt și FC Botoșan. Ce perioadă complicată pentru Șep și Sfântul Gheorghe în punerea al programului. Astăzi este vizitată de Dinamo, iar apoi are meci în deplasare la Mediaș. Peste două runde joacă acasă împotriva Viitorului. Apoi are două meciuri în câteva zile cu CFR Cluj, unul în cupă, celălalt în campionat. Trimite peste poartă Daniel Popa. E un program foarte greu pentru echipa lui Neagoe, comparabil cu cel al Astrei. Deși Astra a jucat la Mediaș, a jucat cu Viitorul, mai are cu CFR și cu, și cu Craiova. Gabriel de Moura acum se întoarce frumos în fața lui Dan Nistor. Minge pentru Mensah, urcă acolo destul de bine, însă pasează rău Joseph Mensah. Iar Tandia face fault. Sepsin are nevoie de astfel de momente în care să îi dea perioade de respiro lui Dinamo. Și așa presiunea pe care o pune echipa lui Neagoe nu e foarte mare.
Se pregătește să bată această lovitură liberă. Ricardo Grigore, Clima Vicius, cred că îi făcea semn să trimită cât mai departe de propriul careu. Aruncă mingea pentru Montini acolo. A intervenit Viera, degajează Gabriel de Moura. Sorescu acum îl depășește pe Florin Ștefan. Se descurcă foarte bine fostul jucător de la SU Poli Timișoara. Centrarea lui Sorescu. Popa a fost în duel cu Usman Viera. O minge undeva la mijlocul terenului, mai avem un sfert de oră până la finalul întâlnirii. Continuă să conducă Dinamo după golul marcat de Nistor din penalti în minutul 57. Aici probleme pentru Clima Vicius. O intervenție totuși de ultim moment a fundașului central lituanian fața lui Drăghiș, cel care părea a fi luat prin planul. Prelungește balonul Velev. Stăpân pe situație, Ali, e faultat albanezul de Joseph Mensah. Ești pe fază? Streaming live peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Betano.com. Jocul începe acum. Îi vedem și pe fanii lui Dinamo. Cazați undeva la peluza din dreapta, în spatele porții apărate acum de Nițui. Intrare mai energică, dar regulamentară al lui Gabriel de Moura în duelul cu Reda Jadi. Rămas Jadi întins pe gazon, Ricardo Grigore își tamponează adversarul și scapă doar câteva cuvinte din partea lui Sebastian Colțescu. Nu mai scoate avertismentul arbitrul întâlnirii. Părut să fi temperat și a jucătorii celor două echipe. De minute bune, de vreo 10 minute n-am mai văzut niciun cartonaș. Tensiune în continuare, fanii celor de la Șep și nemulțumiți de rezultat. Dinamo încearcă să mențină avantajul vital. O victorie pentru formația lui Rednic în lupta pentru un loc în play-off. Neagoe are toate motivele să fie îngrijorat. Echipa sa a pierdut în prima etapă 2-4 la Voluntari. Acum este condus acasă de Dinamo cu 1-0. Până la urmă, obiectivul celor de la Șepși este să ajungă în play-off în acest sezon. Îl vedem pe Papazolu, grecul care ar putea debuta în această partidă. Mai are la dispoziție o schimbare Mircea Rednic. Dar cine știe dacă îl va trimite în teren pe atacantul grec, poate locul lui Montini, așa să fie un alt punct de sprijin în defensivă la fazele fixe ale gazelor. Destul de multe faze fixe pe care Dinamo le cedează în propria jumătate. Echipa lui Rednic s-a apărat însă bine până acum. O minge la interior, a căzut și până la urmă se dă lovitură liberă, dar fluieră puțin cam târziu Sebastian Colțescu. Filip a făcut fault în marginea propriului careu. Dar probabil că i-a transmis ceva asistentul, altfel nu înțeleg de ce a luat decizia atât de târziu Colțescu. Arbitru din 1996, Sebastian Colțescu. Intervenția e clar neregulamentară asupra lui Tandia. Să vedem. Un jucător de picior stâng care să execute această lovitură liberă foarte periculoasă pentru poarta lui McDermott. N-au fost intervenții ale portarilor. Nițuri a avut un singur șut în spațiul porții, acela lui Ricardo Grigore din prima repriză, de la mare distanță. E adevărat un șut puternic, l-a respins în lateral. În rest, alte mici periculoase pe spațiul celor două porți n-am avut. Mensah cu stângul. E și Tandia acolo. În mod normal, mingea va fi lăsată pentru execuția lui Mensah. Sepsi are trei oameni acolo. Bate Tandia până la urmă. Bară! Încă o bară pentru Sepsi, a doua, după cea lui Daisuke Sato.
Aș spune că această ocazie este mai mare decât cea de la execuția jucătorului din Filipine, pentru că e salvat clar Sean McDermott aici de transversală, spectator practic la execuția lui Tandia, golkeeperul din Irlanda. Dar nu i se poate reproșa ceva, pentru că a fost o execuție foarte bună a lui Tandia. La închetura barelor am văzut, a trimis mingea. Ultima modificare la Dinamo, iese de pe teren Jadi și, dacă am văzut bine, intră Pešić. Da, prima oară mi s-a părut că e numărul 29 pe margine, Jordan Mastău, până la urmă este numărul 39. Însoțit de un cor uriaș de fluierături, Reda Jadi iese până la urmă din suprafața de joc. Cerca Vajvari să îi dea un imbold, un gest nechipzuit al lui Vajvari, pentru că el e unul dintre jucătorii gazdelor aflați la limita suspendării. Și ok, pierzi meciul cu Dinamo, se poate întâmpla, dar deja Sepsi l-a resuspendat pe Jovanović pentru partida cu Gazmetan. Sato a sărit acolo Sorescu și l-a faultat pe Florin Ștefan, este galben pentru Dejan și pentru Dejan Sorescu. Vor conta și aceste cartonașe foarte mult pe finalul sezonului regulat. Nu va juca împotriva botoșanului Dejan Sorescu, al patrulea galben în acest sezon. Și va fi nevoit să improvizeze, de fapt să găsească altă improvizație Mircea Redic, pentru că nu cred că va fi pregătit Duso pentru a juca în meciul respectiv. Îl pune pe Zenche să joace fundaș dreapta. Tandia din nou, o încercare a lui Tandia, reușește să respingă Dinamoviști, mensaj, șutează, balonul este deviat, e corner. Dinamo dominată de minute bune de formația lui Eugen Neagoe, aproape că nu mai trece de centrul terenului formația dinamovistă. Și mai e ceva timp până la final, cred mai bine de 10 minute. Tandia e cel care bate lovitura de la colț, o minge pe prima bară. Din nou corner, da, respinge Klimavičius în afara terenului. Zman Viera e și el pe acolo, în care către Viera a fost bătut cornerul ceva mai devreme. Tandia către Rus, Grigore a reușit să respingă un duel între doi jucători tineri. Nu reușește Sato să-i paseze lui Velev. Atenție la acest contraatac, pasă pentru Dan Istor. Nițui e stăpân pe situație. Mingea a ajuns la el în careu. N-a fost nevoit să iasă în afara careului. Joseph Mensah recuperează. Să vedem însă continuarea, pare mingea pe stângul la interior, un șut respins din nou de defensiva lui Dinamo. Greu de trecut, Ricardo Grigore și Klimavičius în duelurile aeriene, sunt foarte înalți. Asta apropo de ceea ce vorbeam mai devreme, de multitudinea de faze fixe. Intervine acolo Filip, din nou corner, cred că e un număr foarte, foarte mare de faze fixe, vorbind de lovituri libere sau cornere din preajma careului dinamovist în această repriză secundă. Minutul 85, numără dinamoviștii minutele până la finalul acestei partide. Deocamdată formația lui Reding rezistă. Tandia centrează pentru Zman Viera, balonul este respins încă o dată. Nici de această dată mingea n-a ajuns la Zman Viera. Bat obsesiv parcă toate cornerele către capitanul lor, jucătorii lui Eugen Neagoe, Daisuke Sato. Ne aud pentru Sepsi, Adrian Rus, iată din prima, Florin Ștefan. Dar ce e acolo? Pentru că Florin Ștefan cred că a fost lovit după ce a centrat.
A rămas pe picioare însă Florin Ștefan, astfel că nimeni n-a cerut absolut nimic. Ușor neglijent acea intervenție în fața lui Florin Ștefan. Se putea lăsa cu o lovitură de la 11 metri. Gabriel de Moura spre Usman Viera. Reușește să respingă Klimavičius, lovit acolo de Florin Ștefan, cred. Da. Da, e galben și pentru Ștefan. Și vedem cu minutele 3, chiar Dinamo rămâne în avantaj din minutul 57, din momentul în care a deschis scorul Dan Nistor. Dinamo are 1-0 pe terenul din Sfântul Gheorghe. Cred că asta i-a arătat Neagoe lui Colțescu ceea ce s-a petrecut mai devreme, faptul că Florin Ștefan, după ce a centrat, a fost lovit. Sau cel puțin asta consideră cei de la Șepși. Da, n-am avut o reluare în faza petrecute acolo în marginea careului lui Dinamo. 87 minutul care ne aflăm. E 1-0 pentru Dinamo. Un gol venit parcă de nicăieri într-o repriză a doua în care Dinamo a jucat destul de modest, sigur, din minutul 60-65 încolo și pe fundul retragerii, încercarea de a apăra acest avantaj fragil. A reușit să câștige câteva secunde și Popa, cu riscul încasării unui cartonaș galben. Totul se petrecea în fața lui Sebastian. De fapt, totul s-a petrecut în fața lui Sebastian Colțescu. Degajează Roland Nițui în preajma careului advers. Viera deja de minute bune este vârf, nu mai este fundaș. A fost avansat de Neagoe. Joacă rolul de pivot pe care îl interpretează des la Barcelona Piqué. Mai sunt exemple și la alte echipe. La Spalletti l-a jucat vârf pe Ranocchia. Direct acolo l-a trimis în meciul cu Bologna din etapa precedentă. Apropo, Parma-Inter e 0-0 minutul 16. Aici mai avem puține momente deja până la finalul unei întâlniri din care Dinamo e aproape să iasă cu al doilea succes în 2019. Oricum, pentru Dinamo e îmbucurător că în două meciuri cu două dintre echipele candidate la play-off n-a luat gol, cel puțin până acum, și nici n-a lăsat prea multe oportunități adversarului. Gabriel trece spectaculos acolo, dar este departe de careu. Încearcă să colaboreze cu Mensah, pentru el este pasa, se poziționează însă foarte bine și rezolvă situația. Grigore, cel puțin pentru moment, e corner. Am crezut că va ține mingea în teren Ricardo Grigore. Tot ce a încercat Grigore a fost să oprească acțiunea. Vine centrarea lui Tandia, respinge Mattia Montini, recuperează Joseph Mensah, dă cu stângul în dreptul Mensah, nu mai poate nici Nistor. Gabriel de Moura, nevoit să întoarcă mingea la propriul portar Nițui. Minge lungă, respinsă de NDI, un fault pe care îl face Tandia. După meci, imediat, toate declarațiile care contează de după acest duel dintre Șepși și Dinamo. Or fi la DigiSport Special, vă așteaptă Vali Moraru și invitații săi, Dinu Gheorghe Ianizicu și Remus Răureanu, pentru analiza acestei întâlniri. A doua partidă a etapei cu numărul 23. Aseară Astra a trecut clar de Viitorul cu scorul de 3-0. Mâine avem trei dueluri. Primul este Dunărea Călărași și Concordia Chiajna la ora 12. Intrăm imediat în minutele de prelungire. Vor fi 3-4 minute suplimentare. Au fost multe întreruperi în repriza secundă. NDI cu o minge aruncată la întâmplare dincolo de centrul terenului. Nițui se grăbește 4 minute de prelungire.
pentru Tandia. Această minge va fi prelungită cu minim 4 minute. Gabriel Mensah. În preajma lui este Tandia. Centrează Mensah. Pentru Viera a fost mingea. McDermott nu stă mult pe gazon. Vine dintr-o parte a Europei unde fair play-ul e pe primul loc. O împingere ușoară a văzut Sebastian Colțescu în duelul lui Daisuke Sato cu Montini. Dar nu se grăbesc absolut deloc jucătorii lui Rednic, e normal să se întâmple acest lucru. Urcă o poziție Dinamo în acest moment, o depășește pe Poliaș, deși au același număr de puncte cele două. Poliaș joacă mâine pe teren propriu, Gazmetan Mediaș. Pasează Rus pentru Vajvari. Iată, el este fundaș central de nevoie după avansarea lui Viera, cel care îl faultează aici pe Ricardo Grigore. Dinamo aproape în acest moment de al doilea succes din două posibile în 2019. În grafic până acum. Ar fi în grafic, de fapt, dacă se va menține acest rezultat, formația lui Rednic. Și o așteaptă meciuri cu Botoșani acasă, Dunărea Călăraș în deplasare și Concordia pe teren propriu. Sigur că are nevoie și de ajutorul, are nevoie și de un joc al rezultatelor favorabil echipa lui Rednic. Dar important e că rămâne acolo în cursă. Da, important e că face ce ține de ea Dinamo. Încă un cartonaș galben al cincilea pe care l-au văzut cei de la Dinamo, al șaselea de fapt. Patru galbene și pentru Gazde. Fault în atac făcut de Tandia. Usman Viera se lamentează acolo, dar faultul nu a fost al lui, a fost al lui Tandia. El l-a și tras, l-a și ciupit la picioare pe Dean Sorescu. Iată momentul în care Tandia îl dezechilibrează pe Sorescu. Două faulturi făcute în ultimele minute de Tandia, care își subminează propria echipă. Curând, ultimul minut al prelungirilor. Timpul trece în favoarea formației lui Rednic. McDermott prelungește balonul Montini pentru Daniel Popa. E de discutat și despre Peșici acum, pentru, chiar dacă în acest cadru este Montini, chiar dacă n-a fost implicat în faza de mai devreme, pentru că spunea Rednic că va rămâne la Dinamo dacă va accepta un salariu de maximum 7.000 de euro pe lună. Da, se pare că a acceptat, că 7.000 de euro nu-s de acolo. Repunere din 6 metri, să vedem dacă mai are timp echipa lui Neagoie să ducă mingea în preajma careului lui Dinamo. De 6-7 minute Sepsi nu mai produce absolut nimic în ofensivă. E fault aici, așa a apărut, da. S-a hotărât în cele din urmă și Sebastian Colțescu să întrerupă jocul și ar trebui să fie victorie pentru Dinamo. Lovitură liberă, s-au dus cele 4 minute suplimentare. Două înfrângeri în două meciuri pentru Șef și două victorii în două partide pentru Dinamo. Cine ar fi crezut într-un asemenea scenariu după ceea ce s-a petrecut la finalul lui 2018, final de meci la Sfântul Gheorghe, Șef și Dinamo 0-1. Urmează DigiSport special. Dan Ștefănescu și George Dobre, mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, la revedere!